Sucevenii Gabriel Conache și Petru Bălan au devenit campioni naționali la rugby cu echipa RC Timișoara după ce au dispus în finala Superligii cu scorul de 16-6 de Știința Baia Mare, câștigătoare a trofeului în ultimele 3 ediții. Eroul timișorenilor, care au câștigat al doilea titlu de campion național din istorie după o pauză de 40 de ani, a fost nimeni altul decât Gabriel Conache. Chiar dacă a început partida din postura de rezervă, tânărul rugbist sucevean în vârstă de 21 de ani și-a purtat practic echipa spre victorie, izbutind să înscrie 13 din cele 16 puncte ale învingătorilor. Aceste realizări ale lui Gabriel sunt cu atât mai impresionante cu cât vin într-un context aparte. Mijlocașul la deschidere, crescut la LPS Suceava de profesorul Dumitru Livadaru, a revenit abia luna trecută pe teren după o complicată operație la ligamentele încrucișate care l-a ținut pe tușă aproape un an și a început o luptă contra cronometru cu propriul organism pentru a ajunge să joace marea finală. Sunt bucuros că am putut să-mi ajut echipa și am trecut cu bine peste o lungă perioadă de inactivitate. Mi-am dorit mult să fiu pe teren în finală, cu toate că mi-a fost și puțin teamă în condițiile în care veneam după o operație atât de grea. Acum nu-mi doresc decât să fiu sănătos și să joc bine pentru a putea face următorul pas către echipa națională, a declarat proaspătul campion național. Interesant este că tânărul Conache provine dintr-o familie cu tradiție în rugby, atât tatăl Vasile cât și fratele său Tiberiu fiind jucători de prim eșalon valoric la CSM Suceava.